Deja de 1 decembrie și totdeauna cu trăirea emoțională respectivă. Am susținut ideea de 1 decembrie să avem o manifestare elegantă în centru și să nu mai tot defilăm cu retrageri cu torțe și cu alte giumbuș lucruri. Ziua națională a României trebuie să fie o zi decentă, sobră, o încărcătură ca lumea, o discuție, o teme pe tema ce a însemnat actul, că nici acum nu se știe ce a însemnat 1 decembrie. Dacă s-ar cunoaște cu adevărat ce înseamnă 1 decembrie, cred că altfel ne-am manifestat. Și ca popor, și ca exigențe, și ca tot ce vreți. Deci acum nu s-a înțeles că l-au fost făcut de oameni. Eu când povestesc 1 decembrie am o emoție teribilă, pentru că bunicul meu a povestit de când a plecat de acasă și până s-a întors acasă ce a însemnat 1 decembrie. Da. Mă rog, istoricii noștri scriu doar cursul scurt. După care va fi o manifestare de bucurie și de petrecere fără foc de artificii. Fără foc de artificii nu pentru că am nu știu ce teme, și pentru că suntem în situația cu cei de la ISU de a identifica posibilitatea, n-am de unde să dau din altă parte artificii decât din zona unde pot fi văzute, nu pot să dau unde nu se poate. Și atunci au rămas ca să ne dea toate indicațiile și vis-a-vis de a le da la 30 de metri de depărtare de o clădire, ceea ce noi avem această posibilitate și securizarea zonei. Așa e când sufli în iaurt, după care... Da, dar să sperăm că până de Revelion se vor gândi și ne vor oferi soluția, încât de Revelion să putem să satisfacem plăcerea Târgureșanului de a veni, a bea o șampanie sau un par de vin în centru și a se întoarce acasă, liniștit. În patru bradul, în șase patinoarul. Și bineînțeles începem manifestările de bucurie care preced Crăciunul. Cu produse în centru, toată lumea poate să vină, culminând cu Revelionul, dar și Crăciunul nu va trece deloc neobservat, pentru că va fi un motiv de bucurie și de petrecere în centru, cu colindul tipic de-al lui Crușcă și toate celelalte dedicate. Orașul este aproape pregătit pentru manifestare sau ornamentele au avut noroc de timp, s-au așezat. Lucrările, în general, sunt aproape finalizate, sunt doar în faza de întocmire a documentațiilor și a depune documentațiile pentru fondurile, a venit și fondurile europene. Trebuie să scriem regulamentul platoului, pentru că știți, vor fi două piste de alergare, va fi o pistă de tartan și o pistă de zbură. Atunci va trebui să, iubitorilor de alergare, va trebui să le explicăm foarte clar sau să le impunem ce măsuri sunt necesare. Taxele. Discuțiile în acest an, conform codului fiscal, deci noi, primăria, avem poziția să mărim, primăria nu mărește taxele. Rămânem la nivelul de anul trecut, doar ce prevede codul fiscal vis-a-vis de clădirile în care vor funcționa firme. Sunt clădiri de locuit, care au o chirie, să zicem, o taxă modică. Cum erau la Târgu Mureș, un apartament cu două camere, 40 de lei. Sau, mai vorbesc de garsonieră, 18 lei sau 20 de lei. Se rog și eu pe cetățeni, dacă tot nu mărim taxele, ceea ce rog în fiecare an, măcar curățenia la bloc și în jurul blocului să-și o facă, pentru că ei fac mizeria. Nu vine nimeni să arunce nici mizerie în pocloș și nici în jurul blocurilor. Dar cei care s-au gândit să-și facă firme în casă cu activitate, atunci codul fiscal prevede o creștere semnificativă a taxelor. Deci, în rest, strămoșii să stea liniștiți că vor beneficia de aceleași facilități până în 31 ianuarie, până 31 martie și fără să creștem taxe. Mă pregătesc asidu pentru întâlnirea cu prim-ministru, căreia am scris o scrisoare, cum bine știți, rugând și Asociația Municipiilor să
treacă în agenda o întâlnire a Asociației Municipiilor cu prim-ministru. E important și întâlnirea cu ONG-urile și cu tot ce mai cuprinde România, dar părerea mea că experiența pe care o va câștiga întâlnindu-se cu primăriile, cu municipiile, părerea mea că va fi de o excelentă calitate. Pentru că tot au zis că România n-a absorbit fonduri, n-a nu știu ce făcut. La ministere. Deci primăriile au obținut cu vârf și îndesat. Dacă erau încă pe atâți bani, vă garantez că 75%, 80% din municipiile patriei le-ar fi atras. Eu, de exemplu, acum lucrez pe un supliment care l-am câștigat. Deci ministerele au probleme cu neabsorbția fondurilor și nu primăriile. Și atunci, exact ăsta e subiectul discuției cu prim-ministru, cum să creăm pachetul minim legislativ, dar în același timp și comportamentul ministerelor și a companiilor și a regiilor, pentru a nu bloca fondurile viitoare. Deci România, la ora actuală, se află într-un gravă situație, aproape în imposibilitatea de a obține fondurile, de a-și putea trage fondurile, deoarece lipsește o minimă legislație. Toate lucrurile se vor face în zona periurbană, eu nu mai am ce să fac în zona urbană, da? În periurban, iar localitățile, dacă se opun, sau una, de exemplu, nu-și prevede sau nu are chef, e blocat tot proiectul. De asemenea, o să-i cer să armonizeze după întocmirea PUG-urilor, planurilor urbanistice generale, după întocmirea acestor planuri urbanistice, ca regiile să se conformeze acestor planuri. Nu e stat în stat. Ea n-are chef să-și mute conducta. Păi, atunci nu mai faci nimic. SNCFR-ul n-are chef să-și facă inventarul. Câte șine mai are și câte sunt nefolosite, că trebuie să cedate. La fel îi voi mai cere de urgență, o procedură legislativă, chiar o ordonanță de urgență, dacă se poate, privind extinderea exproprierilor de utilitate publică. Să fie declarate lucrări de utilitate publică, nu numai drum, autostradă, ci și obiective care să satisfac sau servesc utilitate publică. E vorba de construcții, de școli, de parcări mari, de definitivarea unui spital, nu? Eu mă trezesc că mă încep să mă judec, nu? Sau vreau să aduc Răstoriță, să aduc apă de la Răstoriță. Eu ce fac? Exproprierile nu le poți face că, vezi, Doamne, numai nu sunt drumuri. Deci iată cum te poți bloca singur. Și atunci e important acest lucru de știut și sunt convins că această experiență îi va fi utilă, pentru că vom cere o comisie care să lucreze pe lângă guvern privind deblocarea și armonizarea rapidă a legislației prietenoase pentru a putea obține fondurile. Nu-i normal să ai lucrări regionale mari și toate să fie atacate în instanță. Mă uitam cu stupoare sau cu, mă rog, supărare la toate proiectele Consiliului care sunt atacate toate și sunt blocate. De la gunoi, la pistă, la aeroport, la tot. Și atunci a trebuit găsit o legislație în care acest lucru să le poți să le previi.